O femeie care ar fi trebuit să se căsătorească săptămâna trecută nu a mai ajuns la propria nuntă. Compania a anulat zborul din cauza condițiilor meteo, iar Mireasa nu a mai ajuns la ceremonie. Katie este una dintre miile de persoane care au rămas blocate în Statele Unite ale Americii în timpul sărbătorilor din cauza zborurilor anulate de către compania aeriană. Southwest Airlines este printre companiile aeriene din Statele Unite care au anulat cele mai multe zboruri după ce o furtună puternică de iarnă a forțat aeronavele să rămână la sol și a împiedicat personalul aeroporturilor să curețe pistele de zăpadă. Katie și logodnicul ei Michael plănuiseră nunta în Belize. Mirele a ajuns înaintea ei, iar ea intenționa să plece marți. Nu bănuia că ar fi vreo problemă, deoarece zboară frecvent cu această companie aeriană. Chiar înainte de îmbarcare, capitanul aeronavei a anunțat faptul că zborul a fost anulat. Femeia nu a reușit să găsească altă cursă, deși a verificat zborurile la șapte companii. Ne gândisem chiar să zburăm la Cancun și să luăm un autobuz care să ne ducă în Belize, nu am găsit nimic. Am plâns toată dimineața. Compania a rambursat valoarea zborului, iar Mirea s-a reușit să amâne o parte dintre serviciile contractate pentru nuntă. Nu a reușit însă să amâne sau să obțină rambursarea pentru cheltuielile făcute pentru cazare, așa că pierderea este de 70.000 de dolari. Aosul de pe aeroporturile din Statele Unite ale Americii a dus la nenumărate povești precum cea a lui Katie. Un cuplu a arătat luna de miere de 4.000 de dolari, iar o familie a pierdut 7.000 de dolari și o călătorie la Tokyo din cauza zborului anulat, Relate raportează digi24.ro.